Slăviți să fie Domnul! Vă aduc împreună cu noi saluturile fraților. Aveți o parte în România, aveți o parte din inimă acolo și ori de câte ori anunțăm pe frați că venim încoace, vedem emoțiile lor și dorul lor de a fi într-o zi împreună. Domnul să ne ajute să ajungem împreună cu El, numele Lui să fie binecuvântat. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Voi citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, pagina în Biblie 1025, cei care aveți Scriptura, de la versetul 6, capitolul 1, versetul 6, până la versetul 9 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începem cu versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci l-a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Amin. Mulțumesc, ocupați locurile. Iubiți frați și surori, nu este ușor să predici ceea ce Dumnezeu vrea să predici. Noi suntem la îndemâna lui Dumnezeu, este foarte greu să te decizi asupra unui pasaj, asupra unei predici. Pentru câteva minute trebuie să fii gura lui Dumnezeu, trebuie să simți cadența și bătaia inimii lui Dumnezeu. M-am frământat mult știind că astăzi voi fi aici. Ieri am pregătit câteva gânduri, dar pe care Dumnezeu le-a înlocuit. M-am trezit dimineața de vreme și m-am gândit ce caut eu în America, ce căutați dumneavoastră aici. Am avut timp suficient să mă gândesc. Au început să îmi vină imagini din Scriptură, personaje, și Domnul mi-a pus pe inimă un gând special intitulat Trimis de Dumnezeu. Vreau să vă conștientizez de marea noastră responsabilitate. Suntem la îndemâna lui Dumnezeu. Dacă ne lăsăm prelucrați de El, El cooperează cu noi, dacă nu ne înlocuiește. Așa a spus Mardoheu Esterei, ajutorul poate veni prin tine, nu se știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns acolo, dacă nu ne ajuți tu, izbăvirea vine din altă parte. Mi-am adus aminte de oameni ai Scripturii, printre care vă mărturisesc, Domnul a insistat să mă uit la Ioan Botezătorul, omul trimis de Dumnezeu. Și când m-am dus cu gândul, iubiți frați și surori, și aș vrea să medităm în această zi la cuvântul acesta, în primul rând să vă identificați scopul pentru care Dumnezeu v-a trimis. Scopul pe care îl are Dumnezeu în dreptul dumitale, în dreptul meu și al fiecăruia care este în locul acesta. Când ne uităm la trimiterea lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu are un scop, nu o face în mod haotic, nu o face inconștient. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, are un plan special și dă oameni și dă popoare pentru un om. Vreau în această zi să-ți identifici scopul trimiterii tale. Să te uiți așa cum s-au uitat oamenii Scripturii și vreau să vă provoc să citiți acasă, uitați-vă la Moise, Dumnezeu i-a spus, te trimit eu. Doamne, dar nu pot. Eu nici nu pot vorbi bine. Eu am vrut, cu alte cuvinte, să merg odată și am dat faliment, nu mai mă duc, ba da, te duci, te trimit eu.
Și orice motiv l-a găsit Moise, Domnul a venit cu un contraargument și a spus: acolo e Aron, va fi gură pentru tine, tu vei fi Dumnezeu pentru el. Te trimit eu. Ne uităm apoi la Ieremia. Doamne, dar eu sunt un copil. Nu zice că ești un copil. Iată că te voi trimite să dărâmi, să smulgi, să tai și apoi să zidești, să sameni, să refaci, să reconstruiești. Iată că eu sunt cu tine, te fac ca un zid de fier. Foarte grea trimitere. O perioadă deosebit de grea pentru Ieremia. El spune la un moment dat, în momentele lui de lamentație înaintea lui Dumnezeu: Doamne, nu știu ce să mai fac. Dacă vreau să tac și să nu spun nimic, am în interiorul meu un foc. Nu pot să tac. M-ai trimis tu. Dacă trebuie să spun ceva, dacă trebuie să vorbesc, trebuie să strig. Violență, apăsare, poporule, trezește-te! Sunt privit ca un măr de ceartă. M-ai înduplecat, Doamne, spune Ieremia, și m-am lăsat înduplecat. Tu ești prea drept, Doamne, ca să te întreb. Nu vreau să pun, Doamne, întrebări. Tu ești prea drept. Și Ieremia se duce la trimiterea lui Dumnezeu. Stimați ascultători, haideți în această dimineață să ne uităm la scopul pe care îl are Dumnezeu în dreptul nostru. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, o să fac referire la acest om al lui Dumnezeu, mai mult decât la ceilalți. El spune așa de frumos: vin oamenii la el, vine o delegație specială. Cine ești? Ce faci? De ce botezi? Cine te-a trimis? Ești cumva Hristosul? Ei îl așteptau pe Hristos. A spus: nu sunt eu. Ioan nu știa nici măcar că el este în Duhul și puterea lui Ilie. Asta i-a spus-o îngerul tatălui său. Va fi mare înaintea mea, va merge în Duhul și puterea lui Ilie, va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, va pregăti o cale, va fi mare înaintea Domnului și Tatăl Său prin Duhul Sfânt și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preanalt ca să veștești căile Domnului, calea Domnului, să dai cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Așa a spus prin Duhul Sfânt Tatăl Său Zaharia. Ioan nici măcar nu știa că el este în Duhul și puterea lui Ilie. Că l-au întrebat: dar ești Ilie? Și a spus: nu. Dar cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă. Nu sunt cel ce strigă, sunt glasul celui ce strigă: pregătiți calea Domnului. Un scop extraordinar, nobil. M-am uitat, iubiți frați și surori, la oamenii lui Dumnezeu și după ce ei și-au identificat scopul trimiterii, am văzut că Dumnezeu îi trece printr-o școală. Și mă gândesc, și cred că și dumneavoastră, marea majoritate, ați făcut școala în România, sau chiar dacă o faceți aici, tot așa este și aici, după fiecare perioadă de școală, dai niște examene. Dai un test. Am terminat clasa a 8-a, a trebuit să intru la liceu, am dat examen de intrare la liceu. Așa a fost în generația mea. Greu examen. Ai tremurat să te uiți pe o listă dacă ești pe lista celor admiși la liceu. Am terminat liceul, am dat un examen și mai greu. A fost acel bacalaureat pe care l-am dat marea majoritate. Greu examen, comisie, probă scrisă, probă orală, ai tremurat, ai avut emoții, ai fost pe o listă, ai fost declarat
om cu liceul terminat, cu bacalaureatul luat și ai avut o diplomă de bacalaureat. Apoi am dat admitere la școală mai departe. Alt examen, alte emoții, altă listă pe care te-ai uitat. Ești deasupra liniei sau de desubt? Cu atât mai mult Dumnezeu ne ține în școala Lui, dar ne încearcă. Mi s-a părut ciudat, m-am uitat la Avraam, omul credinței, Genesa capitolul 12, și vreau să deschideți, cei care aveți Scriptura. Sunt multe exemple acasă, vă recomand să mai citiți și despre alți oameni al lui Dumnezeu. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu l-a trimis. Iubiți ascultători, dăm mai departe și găsim în Genesa 22, Dumnezeu îl ține pe Avraam în școala lui și îl încearcă, îl testează. După aceste lucruri, capitolul 22, versetul 1, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis, Avraame, iată-mă, a răspuns el, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Nu cumva Avraam să facă vreo confuzie și să le ia pe Ismael. Nu. Era aici o lucrare profetică. Avea să urmeze o lucrare profetică, parcă îl văd pe Dumnezeu și cred că asta a vrut, să arate cerului ce vrea să facă, și a arătat îngerilor cum Isaac urca pe muntele Moria cu lemnele în spate, fără să știe ce urmează. Cerul privea spre Avraam cu singurul său fiu urcând pe munte, dar Avraam a fost gata, a răspuns la test, a ieșit biruitor și a știut și a spus și dacă va fi cenușă, Dumnezeu mi-l poate da din cenușă. Și faptele acestea a mărturisit credința lui și i-a fost socotită neprihănire, slăvit să fie Domn. Vine încercarea, iubiți frați și surori, Dumnezeu are școala lui, îl ține pe Moise 40 de ani păstor la oile socorului său, îl încearcă, dar îl folosește în lucrare. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, veți vedea ce frumoasă trimitere are Ioan, și-a cunoscut și a delimitat foarte bine lucrarea. O să ne oprim și la aceste aspecte privind la Ioan Botezătorul, dar vreau să vă spun că a venit încercarea lui Ioan Botezătorul. A trimis niște ucenici, el nu s-a așteptat și Domnul nu i-a vorbit despre suferință. Dumnezeu nu ne vorbește despre partea aceasta de suferință, pentru că încercarea aduce și suferință. Noi suntem încercați prin foc. Nu se poate altfel. Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețiman l-a întrebat pe tatăl, tată, nu se poate altfel să nu beau paharul acesta? Nu se poate. Facă-se voia ta, a spus Mântuitorul. Noi trecem prin școala lui Dumnezeu, dar trecem prin suferință. Nu se poate fără suferință. Și Ioan Botezătorul ajunge în închisoare, nu intrăm în detalii, nu știa despre aceasta. Dumnezeu nu i-a vorbit despre tronsonul acesta de viață, perioada aceasta, etapa aceasta a vieții, că va fi în închisoare, în condiții grele, așa este închisoare, așa a fost întotdeauna. Și Ioan trimite o delegație din ucenicii săi la Domnul Iisus și întreabă, mergeți și întrebați-l
pe cel despre care eu am spus că e mai mare ca mine, a cărui cale am pregătit-o, întrebați-l dacă el e acela care trebuie să vină. Se gândea probabil că îl va scoate din închisoare. Întrebați-l dacă tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul. A fost încercare pentru el. A fost pus la încercare. Este greu când ești în foc. Cei trei tineri au spus, Dumnezeu ne poate scăpa, dar au spus ei și dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Noi rămânem cu Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Chiar dacă au fost încercați oamenii Scripturii, au rămas cu Dumnezeu. Nu te frământa, iubit ascultător, periodic suntem încercați. Din timp în timp, când Dumnezeu are în grafic încercarea noastră, El ne încearcă, dăm teste. Pe măsură ce creștem din punct de vedere spiritual, pe măsură ce înaintăm spre Dumnezeu și în școala Lui, testele sunt mai complicate. Testele sunt mai grele. Dar noi trebuie să rămânem cu Dumnezeu. Pentru că în încercare El este lângă noi. Mântuitorul nu ne-a scutit, a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Slavă Domnului! Nu ne-a scutit de necaz, nu ne scutește, nu se poate. Dacă vrem o viață scutiți de necazuri, spune Cartea Evreilor, că suntem înregimentați într-o altă categorie, nu suntem fii. Așa spune acolo. Pe orice fiu pe care îl iubește, el îl încearcă și îl corectează. Îl pedepsește dacă trebuie. Care este tatăl care nu-și pedepsește fiul? Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta și să rămânem lângă Tine, orice s-ar întâmpla, să facem voia Ta, să rămânem în voia Ta, să împlinim scopul pentru care ne-ai trimis, să ne înțelegem chemarea care ne-ai făcut-o, pentru că Domnul este Cel care rămâne lângă noi, numele Lui să fie binecuvântat. Nu ne lasă. Se spune despre indieni că își testau copiii, îl lăsau noaptea când trebuia să treacă la vârsta maturității și era un test deosebit de greu, îl duceau în junglă și îl lăsau o noapte în junglă. Dar undeva deoparte, fără să știe fiul, era tatăl care veghea orice s-ar întâmpla să intervină. Dar copilul, tânărul, nu știa. Noi știm că El este cu noi, fraților, Domnul ne călăuzește, ne ajută, ne ocrotește, ne ascultă rugăciunile, ne dă biruință, El este cu noi, slăvit să fie Domnul. Am citit încă o dată, m-am uitat la Iosif, un alt om al Scripturii, o altă predică, dacă vreți. Spune mereu Scriptura, Andrei, dar Dumnezeu era cu el și Dumnezeu era cu Iosif. Au descifrat oamenii din jur. Când omul acesta își înțelege chemarea și este adus în fața lui Faraon, nu numai că le arată planul lui Dumnezeu, dar omul acesta, luminat de Duhul Sfânt, dă o soluție și spune, alegeți un om, puneți-l peste țara Egiptului, strângeți în anii aceștia 7 de belșug, provizii, Dumnezeu va vorbi de 2 ori, îi hotărât acest lucru de la Dumnezeu, strângeți a 5-a parte, este cota care se face pentru acumulare, da? Adunați, căci Dumnezeu vrea să vă scutească și să nu muriți. Și Faraon se uită la supușii lui, se uită în jur, ce să mai căutăm? Acesta este omul de care noi avem nevoie. El are Duhul lui Dumnezeu, are Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Te pun pe tine, fă ce ai spus, salvează țara. Și Iosif a stat la îndemâna lui Dumnezeu și le-a spus fraților lui, speriați, Domnul m-a trimis ca să vă salvez. Slăvi să fie Domn.
Minunată lucrare a făcut-o Iosif. Dumnezeu l-a încercat, spune Psalmul 105, le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost trimis, a fost vândut ca rob, până când l-a încercat cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, să rămânem în perimetrul pe care ni l-a trasat Dumnezeu, revenim la Ioan Botezătorul, îmi place așa de mult, m-a marcat personajul acesta al Scripturii, este foarte atent, își prezintă lucrarea la care a fost trimis și a cunoscut bine această lucrare. Uitați ce frumos, dați o pagină, pe pagina 1026, tot în capitolul 1 rămânem. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Extraordinar, o afirmație deosebită în vremea aceea. Și a atras un risc, un pericol, să spui că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, uitați ce simplu a înțeles Ioan. Domnul l-a trimis, nu i-a spus prea multe detalii, tu te duci, vestești pocăința, botezi cu apă, oamenii trebuie să aibă un nou început, le asculți păcatele, își mărturisesc păcatele, se botează, încep o nouă viață, întorci inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, trasezi o cale a neprihănirii, botezi cu apă în sensul acesta, dar ai grijă, într-o zi, voi trimite pe cineva, el este mai mare decât tine, este acela care botează cu Duhul Sfânt. Vei vedea peste el coborându-se Duhul Sfânt în chip de porumbel, acela este. Tu îl vei face cunoscut lui Israel, asta e misiunea ta. Și Ioan a stat ani de zile în școala lui Dumnezeu, hrănindu-se cu lăcuste și miere, îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, fără confort. Noi ne plângem și vrem un confort tot mai bun și mai mare. Fără confort, în condiții grele, ascetice, în pustiu, meditând la Dumnezeu. Și n-a avut o misiune lungă ca timp. A strălucit ca un fulger pe cerul lui Israel. Și omul acesta, în meditațiile lui, a înțeles câteva lucruri despre Domnul Iisus. Mai dați o pagină, pagina Bibliei 1028. Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus, face niște afirmații extraordinare, nu numai faptul că e mielul lui Dumnezeu și că ridică păcatul lumii, nu numai faptul că este Fiul lui Dumnezeu, merge mai departe. Au venit deci la Ioan, versetul 26 din capitolul 3, și i-au zis, Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el, tu-ți pierzi popularitatea. Noi suntem ucenicii tăi, ce să facem pentru tine? Ai avut o lucrare extraordinară, toți oamenii sunt cu ochii pe tine. Și iată că a venit un alt om care îți ia popularitatea. Toți oamenii se duc la el. Ce ne facem, Învățătorule? Drept răspuns, Ioan i-a zis, și acum vă rog să fiți atenți, pentru că asta trebuie să înțelegem și noi ca oameni trimiși al lui Dumnezeu. Să ne cunoaștem locul, să ne cunoaștem lucrarea care o facem, să știm cine este lângă noi, ce lucrare are cel de lângă mine, nu ne amestecăm în lucrările altuia. Într-o zi Duhul Sfânt ne-a vorbit la Betel, despre conducerea bisericii și a spus, v-am văzut în vedenie, fraților, fiecare alergați pe culoarul vostru. Și la un moment dat s-a făcut așa o încurcătură de culoare. Fiți foarte atenți. Fiecare are culoarul lui. Adică fiecare are lucrarea lui care trebuie să o facă.
Petru spunea nimeni să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Și Ioan Botezătorul a fost foarte atent și a spus: omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. În zadar o să-mi spună unul și altul, trebuia să predice asta, trebuia să faci asta, eu nu pot să primesc decât ceea ce mi este dat din cer. Sunt la îndemâna lui Dumnezeu, eu sunt omul pe care Dumnezeu mă folosește și dacă eu sunt o unealtă în mâna lui, eu fac ceea ce el îmi spune. Nu putem în grădină să înlocuim grebla cu hârlețul. Amândouă sunt necesare în grădină, dar cu grebla faci o lucrare și cu hârlețul faci o altă lucrare. Nu le substituim, nu le înlocuim. Fiecare unealtă este la locul ei. Omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Voi însă și vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Ce frumos a sunat versetul de astăzi. El nu era lumina cu L mare. Nu că n-ar fi fost în lumină, dar lumina ca și Hristos. El nu era Hristosul, putem să traducem, ci El a venit ca să mărturisească despre Hristos. Observați că lumina este scris cu L mare, un personaj, o personalitate. Domnul Iisus, El este lumina, numele Lui să fie binecuvântat. Nu era Ioan lumina. El a venit să mărturisească. V-am spus că nu sunt eu Hristosul, eu sunt trimis înaintea Lui și acum ascultați ce mare descoperire. Domnul Iisus este mire. Cred că Ioan a văzut ziua aceasta a mirelui. I s-a arătat. Omul lui Dumnezeu are legătură cu cerul. Dumnezeu îi vorbește, când într-un fel, când în altul, spune Scriptura. Numai omul să ia seama. Și Ioan cred că a văzut această lucrare de la urmă pe Domnul Iisus în calitate de mire. Și așa de frumos spune și n-am fi știut asta, fraților, dacă nu ne-ar fi spus-o Ioan, dacă nu i-ar fi descoperit Duhul Sfânt, dacă nu i-ar fi vorbit Dumnezeu. Și Ioan spune așa de frumos: cine are mireasă este mire. Eu sunt prietenul mirelui, spune aici. Și prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Ioan și-a cunoscut locul. A spus: el este mirele, eu sunt prietenul mirelui, mă bucur când aud glasul mirelui. Ascultați cum l-a prezentat pe Domnul Iisus, foarte, foarte frumos, spiritual, deosebit. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Slavă Lui! Asta să nu uităm niciodată. Cel ce este de pe pământ este limitat. Este pământesc, vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Încă o dată întărește. Mai departe, acela pe care l-a trimis Dumnezeu, 34, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să vorbim cuvintele Tale, să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Mai departe, spune aici, și este o mărturisire extraordinară, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Noi toți avem o măsură a Duhului. Lucrarea pe care o facem este proporțională cu măsura de credință, cu măsura de Duh pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu noi stabilim aceasta. El ne dă o măsură de credință. Și Ioan Botezătorul a spus, Fiului Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Numele Domnului să fie binecuvântat. Domnul Iisus n-a avut Duhul limitat. Și apoi, iubiți frați și surori, încă o dată întărește faptul că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu. Tatăl iubește pe Fiul și i-a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Ioan vorbește despre această viață veșnică. A vorbit despre mielul lui Dumnezeu, despre mântuire, a vorbit toate lucrurile despre Domnul Iisus foarte clar și limpede. Apoi Ioan s-a stins ca un fulger. Rămâne în final, iubiți frați și surori, trimisul lui Dumnezeu. E bine să se gândească la răsplată. Nu pot să închei predica mea fără să nu vă îndrept ochii spre răsplătirea lui Dumnezeu. Plătește bine Dumnezeu. Răsplătește deosebit. Nu uită osteneala noastră. Vreau în această zi, cât timpul îmi mai permite, câteva minute, pe scurt,
să vă gândiți la răsplata lui Dumnezeu. Mare răsplata a pregătit El. Fiul Său ne-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Ce frumos trebuie să fie locul acela, că de sute de mii de ani Domnul pregătește locul să ne ducă pe noi. Va prezenta mireasa înaintea cerului, înaintea Tatălui, a Sfinților Îngeri. Și vreau ca în această mireasă să fii și tu și să fiu și eu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Oamenii lui Dumnezeu s-au uitat spre răsplătire. Știți ce a spus Domnul Iisus despre Ioan Botezătorul? L-a așezat cel mai mare om născut din femeie, așa a spus despre el. Este, după Domnul Iisus, primul, mai mare decât Moise. Moise a fost ca slugă, spune Cartea Sfântă, Cartea Evreilor. Dar despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos a spus, este cel mai mare om născut din femeie. Dar vine și spune, în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic, ei, mai mare decât Ioan Botezătorul. Adică este o ordine, Ioan a încheiat Vechiul Testament și noi venim și intrăm în Noul Testament. Noi facem parte din mireasă. Ioan este prietenul mirelui, noi suntem mireasa mirelui, slăviți să fie Domnul. Gândiți-vă la această răsplătire, iubiți frați și surori, uitați-vă la Moise, omul lui Dumnezeu, spune că atunci când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, avea toată șansa, Egiptul la picioarele lui, putea să ajungă Faraon, prin trecerea timpului avea toată șansa, învățase școala 40 de ani în Egipt, dar când s-a făcut mare, a preferat să fie ca un rob al lui Hristos, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne gândim la această răsplătire, să ne motiveze pentru o lucrare bună, să ne motiveze pentru o lucrare sfântă, să ne motiveze pentru o lucrare plină de putere, cu toată energia, să nu economisim nimic, să punem totul la picioarele Lui, pentru că Mântuitorul spunea, cine își iubește viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga pe cea veșnică. Domnul să ne ajute, să ne dea putere, să nu uităm că suntem trimișii lui Dumnezeu, avem o lucrare care trebuie să o facem, Dumnezeu are un scop, ne trece printr-o școală, ne testează după fiecare etapă, este dreptul Lui, nu duce în cer oameni neîncercați, s-ar putea să trecem prin suferință, mai puțin sau mai mult, oricum trebuie să trecem prin suferință, El își încearcă oamenii prin foc, Cartea Evreilor chiar vorbește despre o sărare prin foc, o creștere a calității noastre prin foc, trecem prin suferință și să nu uităm, este o răsplătire. O așteptăm, o salutăm de departe, Domnul să ne ajute pe toți, să ne întâlnim cu El, să vedem fața Lui, îl vom vedea și pe Iosif, îl vom vedea și pe Moise, îl vom vedea și pe Ioan Botezătorul, fiecare la locul lui. Doamne, ajută-ne să ajungem și noi la locul nostru pe care ne l-ai pregătit Tu. Amin.